Wow! Cât de tare! Îl vreau. Gata, l-am luat. Salutare și bine ați venit la al doilea unboxing de pe acest canal. Telefonul în cauză este un Huawei P Smart Z, unul dintre cele mai solicitate telefoane în comentarii. Bine, în comentarii de pe alte canale, pentru că pe a meu am 5 comentarii de toate, dintre care 200 ale mele. Fără alte introduceri, hai să vedem ce cu telefonul ăsta. Luăm cuțitașul. Ah, da. Deci ceva ce am observat imediat. Cutia asta are un sunet. Știi că luai un Kinder și făceai așa să îți dai seama ce jucărie? Cam așa face și asta. Așa. Ambalajul pune rezistență, probabil din cauza glumei trecute. A reușit. Hai să vedem ce conține cutia. Conține un telefon, asta e un început bun mereu. Asta e seria telefonului, sau ce-o fi. Aici e ceva greu. Cheița, să-ți bagi cartela în el. O grămadă de cursuri manuale și chestii. Da, nu știu să citesc asta, Hing Ha Hong. Mă așteptam și la o husă, dar nu pare să fie pe aici. Avem un încărcător care din păcate nu este cu încărcare rapidă. Cablul. Și cei de la Huawei au mai pus și niște căști. Nu sunt ele cele mai scumpe căști, dar e bine că sunt aici. După cum scrie și aici, telefonul are 64 GB de memorie și 4 GB de RAM și este în culoarea Emerald Green, adică verde. Și să trecem la telefon. Este un verde închis, așa. Nu știu ce e chestia asta, dar o să o dau jos. Telefonul e mare. E mare și gros. Și se simte destul de greu. Din câte știu, are în jur de 200 de grame, deci pe bună dreptate. Că se simte destul de greu în mână. De asemenea are și 1,8 mm grosime, e destul de gros, se vede. Haideți să-l compar și cu un Xiaomi Mi 9, care e unul dintre cele de mai... Tocmai avem și o muscă în ecran, asta e. Am revenit. Cum ziceam, asta e telefonul. Este destul de gros și de grăsuț. Să-l comparăm cu un Xiaomi Mi 9, se vede diferența și ca dimensiune. Însă pe ăsta e și un ecran mai mare. Hai să-l pornim. Ecranul are 6,6 inch, este mare. Însă din păcate este un IPS LCD, nu avem AMOLED. Rezoluția este 1080, ceea ce este în ton cu celălalt telefon în acest preț. Face și un sunet. Foarte fain. Nu știu de protecția ecranului, nu este menționat nimic de Gorilla Glass. EMUI. Gata, am instalat și ce era de făcut pe telefon. Cam așa arată. După cum se vede, vine din start cu destul de multe aplicații.
Ecranul e mare, e generos. Aici se vede că nu are camera de selfie și dacă mă întrebați unde este, o să răspund imediat ce mai apăs pe niște butoane. Așa. Mai încercăm o dată. Scoate și un sunet. Da, asta este caracteristica principală a telefonului. Cam asta e motivul pentru care cred eu că mulți l-ar cumpăra. Și faptul că are un ecran foarte mare, la 6,6 inci, este destul de generos. Procesorul este un Kirin 710, un procesor mediocru, însă aștept să-l pun la teste. Pe spate avem două camere. Însă nu avem zoom optic. Nu avem nici panoramă, din păcate, nici ultra-wide, pardon. Avem doar un senzor de adâncime și o cameră principală. O să pun și camera la test să văd ce-i cu ea. Telefonul are UFS jack, asta e un mare plus. Are și slot pentru card SD. Însă nu are încărcare rapidă. A trebuit să te mulțumesc cu acest telefon, cu acest încărcător. Însă la o baterie 4000 mAh și ținând cont de stilul Huawei de a fi foarte ok cu bateria, nu prea o să ceară telefonul ăsta la încărcat. Cel puțin așa cred eu. Cam astea sunt primele mele impresii, nu vreau să lungesc videoclipul mai mult decât e nevoie. O să revin în câteva zile cu o recenzie detaliată despre el. Pe bune!